Bună seara, dragii mei! Bună seara, dragile mele! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Poate credeți că vă da așa ușor, ușor cu lingurița asta, răspunzând la acele foarte multe persoane care îmi spun ok, a revenit, mi-a dat acele semnale. Doar că bucuria a fost scurtă de asta dată pentru că a dispărut din nou. Și nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă cu el, ce se întâmplă cu ea, până la urmă de ce a sunat, de ce a dat un mesaj, de ce a dorit să ia legătura cu voi și lucrurile nu au evoluat conform așteptărilor voastre. Așa că în această etalare îmi doresc să aflu până la urmă ce este în mintea acestei persoane care apare și dispare sau care, eu știu, vă dă un semn, vă dă un mesaj, în sfârșit reia o comunicare într-un fel sau altul, acum dacă vă cunoașteți și știu că vă cunoașteți și pe la serviciu, în sfârșit, sau în sfârșit prin intermediul unor persoane comune, de ce relația asta nu evoluează? De ce n-a mai evoluat? De ce a revenit dacă nu avea niciun motiv să continue, nu, această relație? Dacă doriți să participați la această etalare, eu vă invit să vă gândiți la această persoană, dacă puteți și dacă locul vă permite cumva să vă gândiți la această persoană, ca să intrăm așa ușor, ușor în energia ei, rostiți numele în gând și haideți să vedem ce încearcă Universul să ne transmită într-o etalare generală colectivă. Și chiar mi-aș dori să țineți cont de acest lucru și să nu luați foarte personal aceste etalări și mă adresez mai ales urmăritorilor noi și abonaților noi, pentru că aceste etalări sunt menite să vă ofere niște direcții, în niciun caz, eu știu, ghicitul în box sau în stele. Bine, vorbim noi așa despre câte lună și în stele. Haideți să vedem, dragii mei, ce gândește această persoană în acest moment despre voi. Aici ne referim despre subiectul prezentat anterior. Este vorba despre situația în care persoana respectivă a apărut sub o formă sau alta, după care a plecat din viața dumneavoastră și nu știți până la urmă ce intenție are. De ce a apărut dacă nu avea o intenție clară să rămână în viața voastră. Ce gândește în momentul de față despre voi? Imediat că au căzut niște cărți aici. Au căzut trei cărți. Ce gândește în momentul... Să știți că nu îi sunteți deloc indiferentă, deloc indiferent. Probabil că de mai bine de un an de zile a deliberat. N-a știut ce să facă, mai ales că în foarte multe cazuri părea că voi v-ați văzut de viața voastră. Sau măcar așa cred că v-a perceput persoana respectivă. Pentru că mie, prin intermediul acestei cărți, mi se comunică cumva așa intuitiv că persoana voastră este ușor bulversată. Cred că nu a încetat vreodată să vă urmărească sau să întrebe dacă vă cunoșteați cumva sau ați fost un cuplu pe X și pe Y, cunoștințe comune sau nu de existența voastră. Cred că nu a încetat niciodată să vă ia pulsul, probabil că au existat acolo niște blocaje, niște deblocaje, însă cu siguranță gândurile voastre au fost la voi, nu a fost ceea ce pare. Să fiți siguri de chestia asta sau sigure de chestia asta, pentru că v-am spus mai bine de un an de zile, persoana respectivă, persoana aceasta voastră, probabil că este o diferență de vârstă între un el și ea, ea fiind mai matură decât el. Persoana aceasta i-a fost frică să intre în vorbă cu voi sau să reintre în vorbă cu voi, pentru că a făcut foarte multe lucruri, cel puțin la nivel copilăresc. Cred că conștientizează cumva că îl veți certa sau o veți certa în momentul în care va reapărea în viața voastră. Vorbim despre persoane ei, șateni, cu părul, șateni cu ochii căprui. Așa ca niște mesaje suplimentare, deloc obligatorii, s-ar putea să aibă ușoare probleme de sănătate, în unele cazuri, energetic vorbind. Aici includem și partea aceasta de amețeli, asta în cazul în care nu e amețit, asta ca să, că tot ziceați voi că să nu încetez să glumesc pe, mă rog, așa, să mai destindem atmosfera. Mi se pare că în ultima perioadă a fost așa cu fundulețul în mai multe luntre, dar pentru faptul că
și-a pierdut cumva busola sufletului. Dacă rezonați cu acest mesaj pe care urmează să vi-l spun, înseamnă că cred că etalarea este pentru voi. Probabil că în momentul în care erați împreună sau ați fost împreună sau cumva ați rezonat, dacă ați avut o relație la distanță, persoana asta, având în vedere și o oarecare diferență de vârstă, persoanei respective i-a plăcut să-l dădăciți sau să o dădăciți sau cumva să se bucure de experiența voastră. Sunt foarte multe cazuri în care a depins de voi, chiar dacă nu a spus pe șleau acest lucru. A depins de voi și emoțional, probabil că fiind voi mai maturi sau mai mature, ați preluat ușor-ușor controlul relației și s-a complăcut în chestia asta pentru că era o relație în confort, se simțea în confort alături de voi și i-a lipsit foarte mult confortul acesta emoțional pe care îl caută de mai bine de un an de zile. În această etalare, la voi, luna 12-a este o lună extrem de importantă, luna decembrie. Probabil că v-ați despărțit sau urmează să vă reuniți, să vă regăsiți, pentru că își dorește unitate. Unitate, regăsire, sau poate că există aceste două puncte aici, bâtele mie îmi spun de vreo două zile, în care persoana respectivă s-ar putea să ia o decizie hotărătoare. Nu va mai sta foarte mult în balanță, adică cred că de data aceasta el sau ea vor putea să ia decizia respectivă de a veni către voi, de a vă reuni, de a vă reuni, pentru că își dorește sincer acest lucru. Există acea îndoială în sufletul lui, în sufletul ei, din cauza că el însuși sau ea însăși nu a reușit să fie stăpân pe propria viață. Ori avea pe cineva în îngrijire, ori a depins de cineva, ori a fost căsătorie sau căsătorită cu cineva de care a depins, întreținut, etc., etc., ori a avut pe cineva în îngrijire, cum spuneam, sau copil, copilă, în sfârșit mai mari, cineva a depins de persoana respectivă. Și în momentul de față, probabil că respectivele persoane pe care le-am menționat sunt în stare să-și poarte singure de grijă, astfel încât persoana voastră să se elibereze cumva de această strânsoare și să ia acea decizie de a trăi așa cum îi va spune sufletul. Va face practic ceea ce spiritul îi spune să facă. Își dorește să aibă noi oportunități cu voi, noi experiențe. Probabil că consideră că acum, dacă universul va fi de acord cu intenția sa, este de a vă regăsi, de a avea o nouă experiență în care să fiți mai uniți decât niciodată și consideră, și cred că posibil să vă transmită, că toată această separare a fost doar un test pentru a vedea dacă rezistați sau dacă relația asta a voastră se va consolida, se va întări din ce în ce mai tare. Pentru că există un moment în care o despărțire ajută foarte tare să vă dați seama ce simțiți unul pentru celălalt. Ori la bal, ori la spital. Ori reveniți în forță și atunci clar vă dați seama că nu puteți trăi unul fără celălalt sau vă vedeți fiecare de drumul său. E, aici, chiar dacă a trecut ceva vreme, un an, doi, trei, relații tinerele, să zic așa, respectiva persoană ar dori aceste noi experiențe care ar putea să se întâmple până la finalul anului, pentru că aici văd o iarnă, cel puțin un anotimpul iarna s-ar putea să joace un rol destul de important în viața voastră. Ca semne zodiacale care predomină această etalare, balanță pești, fecioară, scorpion, berbec, capricorn, deci ca semne zodiacale predominante, dar nu obligatorii, ele, părul negru, ochii negri, sau părul grizonat, ochii închiși la culoare. Cineva își cere scuze, își cere iertare, m-aș duce chiar către a spune că chiar s-ar putea să vă cadă în genunchi sau să se așeze în genunchi și să urmeze acea mult așteptată întrebare. Acum o să vedem dacă spuneți afirmativ sau nu. Nu vorbim de vârste, deși ele sunt undeva, avem și 38, avem și 72, avem 56, 50, 52.
O dată de 16, 14, 19 sau acel 9 cu 1, 10. Deci noi începuturi, noi experiențe ca semne zodiacale, am spus, ca inițiale predomină foarte mult U, foarte mult N, foarte mult L, Bo, Mi, Ni, văd, da, Ri, de exemplu, da, ca niciodată, Pe, și un ex. Ei, aici este vorba despre întoarcerea unui ex sau un ex. Nu e vorba de nextul, este vorba despre exul. Chiar dacă voi spuneți că nu vă interesează, uite că reapare în atenția voastră cineva pe care l-așteptați, nu l-ați uitat. Dar asta spuneam, că nu dispare fără motiv. Dispare pentru că, cum să vă spun, de mai bine de un an de zile este o testare continuă acestei persoane. Mai dă un mesajel, mai dispare încă două zile, trei zile, după aia revine cu un, nu știu, alt mesaj sau alt telefon sau alt semn, să zic așa, după care iar dispare. Tot este genul de persoană care în ultima parte, mai ales că este și, nu pot să spun că e matură, dar fiind o diferență mai mare de vârstă sau, mă rog, orice fel de diferență de vârstă între un bărbat și o femeie, aici vorbim despre energia masculină care își dorește foarte mult să testeze această relație, să vă testeze, pentru că vrea să știe clar dacă vă mai este cazul să vă complicați viețile. Știți? Dar aceasta este o testare din partea sa. De-aia apare și dispare. Să vadă cât vă mai ține. Cât vă mai ține. Ce credeți voi? Acesta este, mă rog, un mesaj pe care se sigură că îl primiți, mai ales cei sau cele care rezonează cu această etalare. Ce credeți voi despre ei? Sau ce vă gândiți? Că este un visător, că este cu capul în nori, că vreți claritate din partea acestui visător. Visează prea mult, vorbește prea mult și face prea puțin. Vreți concret. Vreți să facă, nu vreți vorbe. Probabil că este o persoană care e adevărat. Poate dă un mesaj, cum spuneam și la începutul etalării, dacă sunteți curioși să derulați, să vedeți acolo. Deci dă un mesaj, iară dispare. Concret. Vreți concret. Nu vreți să mai visați, nu vreți să vă mai gândiți la cai vreți pe pereți. Este frumos, este o poveste, este magistrală, o capodoperă, dacă am putea să spunem, dar gata cu poveștile, vă doriți concretul din această relație. Ori la bal, ori la spital, cum ziceam mai devreme. De ce se distanțează de voi? Fie că este un el, fie că este o ea. De ce se distanțează de voi? Pentru că în viața sa mai este o persoană care îi dirigează acțiunile. Posibil să fie o persoană energie feminină matură. Sau poate că își dorește spontaneitate și din partea voastră. Aici s-ar putea să fie o diferență de caracter. Poate să fie unul spontan, unul conservator, unul introvertit, altul extrovertit. Mai ales dacă este vorba despre o diferență de vârstă. Aici, iară, un indiciu. S-ar putea să-și dorească să nu mai puneți în balanță. Mai ales dacă sunteți tauri, tauroaice, de exemplu, văd și pe aici tauri, săgetători. Își doresc foarte mult spontaneitate, care poate să fie ușor obositoare la un moment dat, știți? Pentru celălalt care este mai matur, care îi place să stea, să se odihnească după o zi de muncă, să se odihnească, nu să stea să alerge pe terenul de sport, să facă nu știu ce sporturi extreme sau nu este nimic rău în asta. Adică vreau să înțelegeți exact ce spun. Este o diferență de atitudine, o diferență de liniște, unul vrea liniște, celălalt ar vrea să zboare cu parapanta zilnic, dacă s-ar putea. La figurat vorbim. Cred că acesta a fost unul dintre motivele pentru care s-a și îndepărtat de voi la momentul în care a întrerupt această relație sau n-a mai fost comunicare. Diferențele de a acționa, atitudine, s-ar putea ca unul din voi să fie mult mai energic și să nu fiți pe aceeași lungime de unde din acest punct de vedere. N-are legătură cu ceea ce simte pentru voi, ci faptul că în anumite situații nu rezonați.
Și relația s-ar putea să fi devenit, nu plictisitoare, să fost extenuantă la un moment dat. Adică faci asta până la un moment dat și în momentul în care îți dai seama că puteți să fii și voi în această situație. Adică, ok, am fost lângă tine, am fost cu tine, m-am aranjat, m-am machiat, m-am vopsit, am sărit, de la 100 de metri, în sfârșit, știți ce vreau să vă spun, până la un moment dat, până când nu asta sunt eu, nu ăsta sunt eu. Și aici probabil că a intervenit cumva o nepotrivire, ca să zic așa. Dar asta a fost atunci pe moment, pentru că între timp lucrurile s-au mai schimbat, persoana respectivă și-a dat seama că trebuie să lase și el, dacă vă vrea, lăsați voi, dar trebuie să lase și el sau trebuie să lase și ea și uite așa, pentru că nu toți suntem la fel, toți suntem diferiți, toți suntem, avem pe ale noastre, cu trecut, cu tot acâmul, asta este. De asta spun că s-ar putea să fi trecut ceva, să fi trecut ceva ani, ceva vreme, astfel încât persoana respectivă de-abia acum își dă seama că acestea nu au fost niște probleme în relație. La momentul respectiv, probabil că le-a considerat niște reale probleme. Nepotrivire de caracter. Păi, uite că nu mai sunt nepotriviri de caracter, pentru că persoana respectivă conștientizează că visele rămân vise. Și mai ales că nici n-a găsit. Aici peștii, să știți că sunt destul de frecvenți. Nici nu a găsit pe cineva ca să îndeplinească visele. Probabil că și-a dat seama că va rămâne toată viața singur sau singur. Adică e frumos să ai aceste, să trăiești la această altitudine, știți, emoțională. Doar că, la un moment dat, devine obositor. Haideți să vedem ce va face ca să vă atragă din nou. Dacă este această variantă, să vă atragă din nou, pentru că după un an de zile, persoana respectivă deliberează și se gândește, în primul rând, că are nevoie mai multă încredere în el sau în ea, ca să vă abordeze într-un fel sau altul. De ce? Probabil că ce va face? Vedeți că aici 2019 este extrem de important, 2014, 2015, 2016, să devină, deci cu ce va încerca să devină mai generos sau mai generoasă, cu absolut orice. Să devină, de generozitatea este cuvântul de ordine. Probabil că asta va lipsit în această relație și conștientizează după un an de zile că ar trebui să fie mult mai generos, mult mai generoasă cu emoțiile, cu acțiunile sale, cu intențiile sale. Adică să mai lase și de la el sau de la ea și chiar să facă ceea ce spune. Să vorbească mai puțin, să facă mai mult. Să devină mai generos în a acționa, să devină mai generos în a vă spune ceea ce simte pentru voi, să vă cocoloșească mai mult, mai ales dacă voi, doamnele, domnișoare, sunteți mai mari decât ei. Pentru că în ecuația asta sunt doi și nu, s-ar putea să fie doi necunoscuți. Deci în ecuația asta sunteți doi cunoscuți. Conștientizare, bineînțeles. Cum va fi relația voastră în viitor? Cum va fi echilibrată? Nu vă ascund că vor fi suișuri, coborâșuri, probabil certuri, probabil câteva decepții, câteva chestii care vă vor întări. Nu cred că vă vor da la o parte, dar problema este că veți îmblânzi Scorpia, știți, îmblânzirea Scorpiei. Mai ales dacă sunteți blonde cu ochii negri sau grizonate cu ochii negri. Dacă am mai spus această descriere fizică, îmi cer scuze, dar prefer să repet, balanța la fel joacă un rol important. Este vorba despre un păcare care ori s-a întâmplat în luna august, dar au intervenit... V-am spus, a venit, a plecat, a testează apele, știți? Deci cam așa este persoana respectivă. Văd și un brunețel cu litera T sau V. Săgetător, balanță, cuplu, scorpion, balanță, cuplu. Este, cum să vă spun, o persoană care testează momentul de față apele, vă dă cumva cu lingurița, dar dacă vă mențineți poziția,
fără doar și poate lucrurile se vor echilibra. Deci, în continuare, vă veți echilibra, că cred că asta vreți să aflați, în ideea în care sunt îndoieli, nu știți ce e în capul acestei persoane. Vă testează, iar lucrurile se vor echilibra. Adică veți ajunge la un consens, există și anumite situații, există și anumite discuții tet-a-tet, niște discuții față-înfață cu impunerea unor limite, de exemplu, discuții în care posibil să vorbiți despre eu asta nu mai accept, tu asta accepti, eu asta nu. Nu este vorba despre negociere, ci despre o înțelegere cu vorbe, nu tacită, cu verbalizarea emoțiilor, mai ales dacă există și anumite diferențe de vârstă. Deci se impune o, cum să vă spun, o discuție față în față pe care persoana respectivă, deci ori voi îi propuneți acest lucru în ideea în care vă sună după care dispare sau vă dă un mesaj după care dispare și atunci se impune o discuție pe care sunt foarte multe persoane care vor face, veți impune această discuție cu care va fi de acord și urmează clarificări. Clarificări și rezolvări. Pentru că persoana aceasta s-ar putea să renunțe la ideea aceasta de a mai visa frumos. Bine, e foarte frumos să visezi, dar... Deci renunță persoana respectivă la doar a vorbi. Și asta eu zic că este o veste îmbucurătoare. Adică renunță să... Și știe, conștientizează, este cazul să nu mai vorbesc atât și să-i și demonstrezi persoanei respective că chiar îmi doresc ceva de la ea. Și asta, cred că... Va fi Teodor, zona Transilvaniei, Emilian, Emilia, Mina, Nina, Emi, de exemplu, încredere, generozitate. Deci persoana respectivă va fi mult mai generoasă cu tot ceea ce îl reprezintă sau o reprezintă, mă rog, pe persoana respectivă vis-a-vis de, de voi. Pentru că, finally, va și face ceea ce tot... vrăjește de ceva vreme. Cam atât, dragii mei. Eu mă bucur că ne-am revăzut și în această seară. Sper că v-a făcut plăcere această etalare și discuțiile noastre de la ora 8, dragii mei. Dacă simțiți nevoia, dacă v-a plăcut această etalare, mai poftiți și mâine seară. Nu uitați să, dacă vreți, bineînțeles, nu este obligatoriu, să lăsați un comentariu, un like, un share este binevenit și dacă simțiți nevoia să vă și abonați, vă mulțumesc de pe acum, din toată inima. Și vă invit în fiecare seară la ora 8 să vorbim despre câte lună și în stele, dar nu uitați că Universul lucrează doar pentru binele nostru cel mai înalt. Vă pup, vă iubesc, la mulți ani tuturor celor care își aniversează zilele de naștere, astăzi, mâine, pe mine, luna septembrie, să fie pentru voi minunată, splendidă ca și voi. Numai bine!